Consilierii locali ai municipiului Târgoviște, convocați în ședință extraordinară, au dezbătut minute bune singurul proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Aleșilor li s-a propus să aprobe prelungirea transmiterii Universității Valahia în folosință gratuită a unei părți din clădirea internat 2 cu cantină, proprietate publică a municipiului Târgoviște, situată în incinta seminarului teologic. Primarul Gabriel Boriga a pledat în favoarea acestui proiect. De 15 ani de zile, Universitatea are de la Consiliul Local aceste două obiective, o cantină și o clădire internat, care acum 15 ani le-au fost date, mai precis în 1997, de către Consiliul Local de atunci, aflate într-o stare de degradare avansată și mai ales aflate într-o stare de neutilizare. Universitatea cu fondurile proprii le-au reabilitat, le-au dotat și le-au transformat în unități de învățământ, laboratoare, săli de seminar, săli de curs. Dânșii doresc să le prelungim și legea ne permite, dar am folosință gratuită și mă bucur că a întrebat domnul consilier ceva mai devreme, în contextul în care ei plătesc absolut tot ce înseamnă utilități, primăria niciodată n-a plătit nicio utilitate acolo. Repet, am ținut și din punct de vedere, dacă vreți, al absolventului Universității Valahia, și din punctul de vedere al omului care știe ce înseamnă și cât de greu este să atragi bani europeni, și din punctul de vedere al primarului municipiului Târgoviște, sincer, vă supun atenție aprobarea acestui proiect. Cu toate acestea, consilierii USL au cerut detalii suplimentare pentru a lămuri anumite aspecte. Având în vedere faptul că mandatul nostru este de 4 ani, iar fostul contract de comodat a fost o perioadă de 5 ani, pe lângă faptul că n-a venit nicio dovadă a vreunui proiect scris aici, nu înțeleg de ce solicită pe o perioadă de 17 ani un contract de comodat. După discuții prelungite, proiectul a fost supus la vot, fiind aprobat de consilierii municipali. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate, proiectul a trecut, e foarte bine că s-a dezbătut, înseamnă că s-a înțeles.